Adrian Dinu a debutat ieri cu un excelent volum de poezii. Este originar din orașul Giurgiu și a absolvit Facultatea de Drept. A studiat pianul, chitara și vioara și se pregătește să lanseze un nou volum de poezii, dar și un roman cu subiect paranormal. Romulus Adrian Dinu a adunat un mănunc de versuri din cele aproape 3000 pe care le-a scris până în prezent și le-a intitulat Calul de Foc. Lansarea a avut loc ieri la Biblioteca Metropolitană Mihail Sadovean. Într-adevăr, creația literară implică o multă vibrație spirituală. Voltaire spunea la un moment dat că poezia este muzica sufletului. Într-adevăr, sunt de acord cu acest întrebări, sunt și muzician, am studiat piano, vioara, chitară. Am scris primele versuri de la vârsta de 7 ani. Le cunoaștem de sute de ani, îmi spune ea. Revelațiile îmi șoptesc că am mai trăit acest film, pe care îl derulăm cu existențele noastre. Călătorește cu viteza luminii și vei rămâne veșnic tânăr. În fiecare zi din versantul meu se prăbușește o stâncă. În fiecare seară din constelația mea se prăbușește o stea. Ceva nelipsit lipsește veșnic din liniștea mea. Cercul privit dintr-un plan e o linie. Pământul însuși rămâne un punct îndărât. Moartea începe odată cu viața plăpându-i foc. Într-o zi am să mă prefac în nisip fiind de mare. Sclipitoare lumini vor îmbrăca conturul urmei tale lăsate pe țăr. Vreme de un val voi fi fericit, apoi mă voi uni cu alger. Pescărâșii vor povesti departe despre urmele poetului Romului Sadean. Ce va rămâne o amintire de faleza târzie a rătăcirii tale.